Ministrul Educației Remus Pricopie, președintele Consiliului Județean Dâmbovița Adrian Țățuianu și inspectorul general școlar Luminița Preda, împreună cu primarul comunei Mătăsaru, au tăiat panglica de inaugurare a noii grădinițe din localitate. Aceștia nu au fost singuri, ci alături de prichindeii din zonă, care au dat viață clădirii cu veselia lor. Folosiți sănătoși. Vă mulțumim. Ia, nu poți? Ia să vedem dacă reușesc eu. Gata. Cel mai important lucru este că acest obiectiv este realizat și amplasat la intersecția 3 sate, Crețulești, Odaia Turcului, Mătăsaru. De asemenea, este deosebit de important pentru că este finalizat acest obiectiv pentru cei care fac primul pas în viață, în educație și instrucție, și anume grădinarii. Investiția este de aproape 8 miliarde de lei, sub 4 miliarde de lei bani decontați până în anul 2014. Am luat decizia, domnule ministru, ca să inventariez toate unitățile școlare unde mai sunt necesar 2 miliarde, 3 miliarde, 4 miliarde. Clădirea grădiniței nu a fost încă mobilată, întrucât procesul de învățământ preșcolar a început în data de 15 septembrie într-un spațiu improvizat. Lucrările de construcție a noii grădinițe au fost demarate în anul 2012. Veți vedea, grădinița nu are mobilierul adus pentru că este mobilier nou în localul unde funcționează acum grădinița. În cursul zilei de mâine, după amiază și sâmbătă, se vor face toate amenajările pentru că n-am dorit să întrerupem, da? Sigur. Iar al doilea lucru care vreau să spun e că aici a fost o clădire care s-a demolat așa într-un ritm foarte rapid. Îl rog pe domnul primar să continui cu amenajarea curții, cu amenajarea șanțurilor, cu toaletarea copacului de aici, cu amenajarea magaziei de lemne, cu scosul țevilor de acolo și gardul ăsta să-l văd într-o săptămână frumos alb. Da, și reparat pe zonele unde trebuie reparat. Inaugurarea grădiniței de la Mătăsaru s-a făcut în prezența ministrului Educației Remus Pricopie, care a vorbit despre importanța educației timpurie. Avem nevoie de educație cât mai devreme, adică de includerea copiilor într-un sistem instituționalizat de educație cât mai devreme. Asta înseamnă grădiniță de la 5 ani sau de la 4 ani sau ideal de la 3 ani. Eu vă spun că în 2018-2019 va fi obligatoriu să trimitem toți copiii la grădiniță. Un copil care participă 3 ani de zile la grădiniță înainte de a începe școala este mult mai bine echipat, mult mai bine pregătit să facă față școlii. Dâmbovița este un județ în care e liniște, în care problemele se rezolvă fără scandal. Evident că sunt probleme. În fiecare zi sunt probleme și în sectorul educației normal, în sector mare, dar sunt oameni așezați care știu să le rezolve. Vă felicit și să vă bucurați voi cei mici de această nouă grădiniță. Prichindeii au avut ocazia să viziteze sălile de clasă, unde își vor continua activitatea educațională până în momentul în care vor trece în ciclul primar de învățământ.